Hai să aibă și o continuitate. Și pe această care vă mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să prezint în sală, să salut în sală prezența domnului președinte Valentin Ivancea. Președintele Consiliului de Sănătate. Domnul prefect Lucian Bogdanel. Doamna senator Cristina Bernan. Domnul primar Ioan Pravăț. Doamna senator. Doamna inspector general Anca Igarbin. Și cred că, ca să mergem pe mai repede înainte, pentru că dumneavoastră au treburi importante în a conduce județul, am să-l invit alături de mine pe domnul președinte Valentin Ivancea, care este și șeful meu în cadrul Consiliului Județean. Și dați-mi voie să vă mulțumesc încă o dată. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație, mulțumesc George, care obicei un foarte bun organizator. Permiteți să vă urez și eu, e o sărbătoare astăzi, un moment de celebrare, să vă doresc tot ce mai bun, să vă asigur în primul rând de faptul că, atât în calitate de președinte al Consiliului Județean, cât și instituția pe care o conduc, este alături de dumneavoastră. Suntem împreună într-un parteneriat onest și cred că am dovedit în cei 3 ani și jumătate aproape de când conduc Consiliul Județean că am răspuns prezent la toate acțiunile noastre și nu numai, cred că a existat și o implicare. Un exemplu elocvent îl reprezintă George. Eu l-am lăudat de-a lungul timpului, de câte ori am avut ocazia. L-am mai și certat, să știți. În privat, nu public. Dar îți certuri părintești, cred, pentru că îmi place să cred că între noi există o relație de respect, dar și de prietenie. Să știți că vă felicit, în primul rând, felicit faptul că ați premiat acei copii minunați pe care i-am văzut astăzi și că urmează, asta e altă poveste, dar cel mai important lucru îl reprezintă viitorul nostru, cred. Și viitorul sunt copiii noștri. Cu cât reușim să-i educăm mai bine, cu cât reușim să-i integrăm în viața de zi cu zi, cu atât o să avem un viitor mai bun. Așa cum ne dorim fiecare dintre noi ca cei care ne urmează să fie mai buni decât suntem noi, cred că ăsta este semnalul cel mai bun de a face ca să existe o continuitate, o continuitate în performanță, o continuitate în cultură și o identitate foarte bine stabilită. Pentru că dacă nu ne păstrăm identitatea, indiferent de ce etnie suntem, atunci dispărem ca și popor. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și să vă felicit pentru organizare și, nu în ultimul rând, vă doresc tot ce e mai bun. Dar multă sănătate! Am arătat o invitată de mine pe domnul prefect Lucian Bogdanel pentru a vă spune câteva cuvinte. Noi dimineață ne-am depărat împreună și la Cupuș, unde am avut o ședință a grupului mix de lucru. Cred eu că a fost una inedită pentru că pentru prima oară în istoria instituției prefectului, prefectul s-a depărat în teritoriu și a putut să colecteze problemele reale ale romilor. Și cred că o să fie, a fost o întâlnire de bun augur și nu este, nu va fi prima. Prima este, nu va fi ultima. Iulian Lucian are importanță că ne înțelegem noi, până la capăt ne înțelegem, George. N-aș vrea să nici să acaparez momentul evenimentului de aici, de la, din Teatrul George Bacovia, nici să nu trec cu vederea, totuși fără a mă repeta ceea ce am jalonat, ce am punctat la Buhuș, întrucât cred că este util de reiterat și de subliniat ceea ce am zis acolo. Și profit de ocazie că asistența și auditorul de aici are o anumită
alungem o anumită anvergură și cred că e util să spunem mai apăsat câteva lucruri. Pe 20 februarie marcăm dezrobirea, da? Dezrobirea romilor și e un eveniment istoric care, cum am și spus la un moment dat într-o comunicare publică, ne arată că lucrurile în istorie nu rămân la nesfârșit. Se întâmplă schimbări în istorie. Până și dezrobirea. Romii au stat 500 de ani, jumătate de mileniu în robie, dar s-a încheiat și cu dezrobirea la un moment dat și istoria a luat o cotitură. O cotitură și astăzi vorbim de romi aflați în funcții publice, de reprezentanța romilor în instituții de primă mărime în administrația publică locală, de ce nu și centrală, și chiar în poziții de decizie în statul român, pe diferite eșaloane și paliere. Lucru pe care acum un secol, acum jumătate de secol, cred că nu ni-l puteam imagina sau în orice caz era greu de bănuit că se putea întâmpla așa ceva. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că anul ăsta e un an al provocărilor, în primul rând pentru noi toți, dar și pentru comunitatea romă, pentru că este un an în care comunitatea romă trece și ea un test de maturitate, să spun așa, politică și administrativă, și un test în care îndrăznesc să cred că această comunitate va lua distanță față de un curent extremist, populist și se va distanța de niște lozinci care ele, sigur, în esență sună bine, sună frumos, dar nu plătesc nici facturile acestei lozinci, nu asigură nici alocația acestor copii care foarte frumoși, pe care i-am văzut în preambulul întâlnirii noastre, nu plătesc nici rate și, în general, se termină după un anumit termen de timp scurt, cu concluzia că sunt speranțe înșelate. Și mă aștept de la comunitatea romă și de la vectorii pe care îi văd bine reprezentați aici, să duc acest mesaj în comunitățile din care provin, un mesaj al distanțării față de populism și față de extremism, care prin natura agendei lui este potrivnic chiar comunității rome în cele din urmă și istoria ne-a arătat lucrul ăsta. Perioada interbelică, dar nu insist aici că există istorici care să sublinieze lucrul ăsta în amănunt și să aleagă o opțiune moderată, rațională, o opțiune, aș spune, a civilizației chiar, și un drum în care, chiar dacă uneori poate părem plictisiți de ce înseamnă un circuit birocratic, un mod de a-ți promova anumite proiecte, de a implementa anumite proiecte, dar e singurul mod în care, prin reforme, pas cu pas, ajungem la un obiectiv pe care ne-l fixăm. Revoluțiile sau cei care promit în mod populist și extremist o revoluție iminentă și care e de natură să rezolve toate problemele cu care ne confruntăm, sunt departe de realitățile conducerii unui stat, a actului guvernamental și, în general, ce înseamnă reprezentarea comunităților din care provin. Și profit de această ocazie pentru a sublinea importanța asta, pentru că, într-adevăr, este un an sensibil, complex în multiple fațete ale lui și la înălțimea căruia trebuie să ne ridicăm cu noi toți și, în primul rând, etnia romă. Și așa cum am spus la Buș, preluând o provocare mai puțin izbutită din partea unui cetățean care nu se află în sală, cred, aici, nu? E foarte bine că etnia pariază pe oameni care au carte, diplome, școală la timpul lor și care, sigur, prin conduita lor pot reprezintă, de fapt, negreșit, un model pentru comunitățile respective, pentru că vă rog să mă credeți că puterea exemplului vorbește mai mult decât orice vorbărie pe care am putea o explica reprezentanților comunității rome. Mult succes tuturor! Sănătate și sper că anul 2024 să nu ne înșele așteptările din punctul de vedere al dezideratelor pe care am încercat să le zugrăvesc în intervenția mea. Mult succes, George! Mulțumesc,